Bună seara, prieteni! Din nou e sâmbătă și nu pur și simplu sâmbătă. Astăzi e 1 martie! Vă dorim tuturor o primăvară veșnică în suflete. Și am dorit din tot sufletul ca acest show să fie cel mai frumos mărțișor pentru dumneavoastră. Începem și astăzi cu niște rânduri deosebite dintr-o scrisoare. De data asta am primit-o din satul Singureni, județul Bălți. Ne scrie doamna Maria Făină. Nostalgia pentru copilărie ne rămâne în suflet pentru toată viața, iar copilul din noi, nevrând să ne părăsească, se vrea și el alintat un pic, dezmierdat. Așa este, doamnă Maria, vă mulțumim din suflet și am dorit să ne reușească să alintăm și să dezmierdăm copilul din dumneavoastră. Și nu numai din dumneavoastră, dar și din invitații noștri! Primului nostru invitat îi plac la nebunie florile. E gata să privească ore în șir la crenguțele de liliac, la firele de busuioc. Cât despre bujor, e o istorie aparte. În copilărie, visa să devină aviator, fotbalist, e bine, a devenit învățător de istorie. Și pentru calitățile sale deosebite, astăzi este pretor al sectorului centru, municipiul Chișinău. Despre soție, ne-a spus că o iubește foarte mult și nu regretă niciodată că a fost nevoit să parcurgă 30 de kilometri pe jos pentru a o cere de soție. Haideți să-i aplaudăm, Valentina și Leonid Bujor! Bună seara! Vă așteptăm cu mare nerăbdare! Vă mulțumim foarte mult că ne-ați onorat astăzi, ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Suntem foarte fericiți. Bine v-am găsit pe toți, dragi copii și mult stimată doamnă. Îmi permiteți de la bun început să încălcăm puțin scenariul. Dat fiind faptul că concursul nostru are loc în prima zi a primăverii, eu îmi permit să vă mânez o floricică, simbolă primăverii, să vă mulțumesc pentru invitație la acest spectacol. Wow! Mulțumesc din suflet, mulțumesc! Mulțumesc! E vie și miroase extraordinar, dar îmi pare rău că nu-i bujor. Am venit mai mulți bujori la dumneavoastră la emisiune, trebuia să vin și cu altă floare. Oricum, suntem nespus de fericiți să vă vedem astăzi, în prima zi de primăvară aici, și chiar dacă mi-ați oferit această floare extraordinară, nu o să vă permit să intrați în lumea copiilor dacă nu ne dați parola. Credeam că voi fi salvat cu ajutorul unei flori. Nu, nu, nu! Deci, dat fiind faptul că în studio sunt prezent foarte mulți copii, respectiv un banc din lumea copilăriei. Sigur. La o lecție de literatură, pe neașteptate, Vasilică strigă cât îl ține gura. Domnule profesor, domnule profesor, Ionel mi-a furat plăcinta. La care profesorul întreabă, cu ce intenție? Vasilică, plângând și mai tare, strigă. Nu era cu intenție, era cu brânză. Bine v-am găsit în prima zi de primăvară. Vă mulțumim din suflet. Multă dragoste și bucurii tuturor. Vă mulțumim din suflet și eu vă întreb acum pe voi, le permitem invitațiilor noștri să intre în paradisul copilăriei? Și eu așa zic, vă alegeți o canapea care vă place mai mult? Ia să vedem, pe care o alegeți dumneavoastră? Verde. Verde, sigur, așa și știam. Vă veți numi astăzi echipa verde. Luați loc. Cel de-al doilea invitat vine dintr-o familie în care muzica era la loc de cinste. Probabil de asta dintotdeauna și-a dorit să facă muzică. Pentru prima dată a ajuns la televiziune prin clasa a doua și de atunci scena este viața lui. Timp de 30 de ani este dirijor de orchestră. Despre soție ne-a spus că este cea mai frumoasă și cea mai inteligentă doamnă. O cheamă Galina și este profesoară la Academia de Muzică. Dar
Nu avem fericirea astăzi să o vedem aici. Gripa i-a împiedicat să vină. Dar, oricum, eu sunt sigură că dumneavoastră este astăzi împreună cu noi și are emoții foarte mari acum stând la televizor, pentru că chiar în momentul acesta îl aplaudăm pe soțul dumneavoastră, care este astăzi artist emerit, care este dirijorul Orchestrei de Muzică Populară în Mugurel, Ioan Dascăl! Bună seara! Bună seara și bine ați venit la noi! Domnul Ion Dascăl știa că trebuie să fie astăzi echipa întreagă. Și iată, avem echipa. Vă rugăm să ne spuneți cine este cel de-al doilea membru al echipei dumneavoastră. Sunt cu nepoțelul Danuț, Daniel. Este nepoțelul dumneavoastră. Salut, Daniel! Îmi pare bine să te vedem. Și eu cred că astăzi, dacă el o înlocuiește pe soția dumneavoastră, cred că are emoții nemaipomenite. Hai să-l întrebăm. Ce zici, Daniel? Bună seara! Vă felicit cu prima zi de primăvară. Mulțumim! Danuț, te vei descurca astăzi? Da. Ești sigur? Da. Da? Uite ce concurență ai acolo. Nu te sperie? Nu. Nu? Ai încredere în bunelul? Da. Bine. Sunt și eu sigură că astăzi vă veți descurca, dar oricum încă nu ați intrat. Pentru a păși în paradisul nostru e nevoie de o parolă. Eu nu sunt prea mare bancalăgeu, dar vreau să spun, deoarece sunt cu Danuț, ceva despre Danuț. Îi place să vină la mine în ospiție, mai ales mă sună deseori și mă întreabă la noi, la Nord, nu se spune bunel, dar tătucă. Tătucă, ai dișeie, cum se cheamă, așa care se unge pe pâine, dar se începe cu litera F. Fineti, cremă de ciocolată. Și numai atunci vine o specie, altfel mă mai sună, ai, n-am, asta vine mâine, dar. Asta. Ce ziceți, le permitem să intre? Le permitem, sigur. Canapeaua galbenă este pentru dumneavoastră. Vă veți numi echipa galbenă astăzi. Dragii noștri, astăzi este a noua ediție a show-ului nostru. Anume astăzi vom extrage o scrisoare și autorul ei va deveni deținătorul frigiderului Arctic. Acest fericit va fi invitat în emisiunea următoare, care va avea loc pe 8 martie și va primi acest frigider. Nu știu cum o să-l duc acasă, dar frigiderul îi va aparține. Lumea copilor, tata îmi ținut mimașul. Îți dorești o vacanță de neuitat? Crista Sam te invită să descoperi lumea. Ofertele din vara aceasta sunt cu adevărat adimenitoare. Vrei la munte? La mare? Nu uita! Pentru a fi pretutindeni, e de ajuns să fii la Crista Sam. Concurs. Niște copii de la ecran vă vor explica câte un cuvânt, așa cum îl înțeleg ei. Și dumneavoastră trebuie să vă dați seama despre ce este vorba. Primul cuvânt pentru echipa galbenă. Lumea copilor, tata îmi ținut mimașul. La cală, adică e făcut din... Din piene poate fi, nu știu. Albul poate fi, neagră poate fi, multe de culoare. De ce oamenii nu au? De atâta cu oamenii, doar câinii și nasc ei, când sunt mici.
dacă ni și nasc, dar oamenii și nasc fără. Dar Dumnezeu a dat, dacă a dat, noi fim câini, dar noi fim câini îmbăcați în asta, dar mâinile fi ca oameni și mirosim și fii. Dar dacă ne fi în câini și nasc are, dar Dumnezeu a dat câini și are. Și merg pe noi, dar noi și mergem, așa și mergem. La ce le trebuie animalelor? Și o femeie câini care câinile tare o iubește și vezi o gâdilă, ia pe dânsă o gâdi, o gâdilă. Câini, iată de ce. Eu odată când am fost la bunica, când eram mic, am văzut-o un cal mare și un cal bărbat și un cal mic copil și un cal femeie. Și calul așa la mare îl gădilea pe femeie, dar copilul cel mic îl gădilea pe tata. Dacă aveam și-o vreau tot câine, sau cal, sau femeie, sau vreau vac, sau vreau purcel, iată. Dacă aveam un cal câine, sau de cal, sau de purcel, era purcel. Așadar, ce poate fi? E albă, dar poate fi și neagră. Oamenii nu au așa ceva și ea folosește la gâdilit. Nu șoptiți. Poate vă consultați cu Dănuț un pic? Poate cu o pană de gâscă albă. O pană de gâscă albă. Continuăm explicația. Care din animale are cea mai mare? Calul, nu știu, purcelul are mic, vaca mic, calul lung, câinele mic, câinele femeie mic. Tu ai pus mâna vreodată? Pia. Am pus. Pia, ai pus mâna vreodată? Da, ea dormea și am pus mâna, așa de frumos, pe alu cal când eu... L-am pus și m-am plimbat cu calul, el a alergat tare, eu mă suneam cu mâinile și el neam. E grea ori e ușoară? E ușoară, când eu am pus mâna, eu m-am gâdilea pe mână cu lui. Și rața e capul lung, dar mică, îl mai mult și popăneață roțe și ea mare. Acum va fi mult mai ușor să vă dați seama despre ce a fost vorba, da? Pentru că dacă ne spuneați răspunsul din prima etapă, era să câștigați 2 puncte. Dacă ne-l dați acum, aveți doar 1 punct. Vă consultați? Cred că era albă, dar altceva nu mă așa. Sigur, era și albă, dar ce e asta? Poate îi dați microfonul lui Dănuț. Eu cred că el are o variantă corectă. Îl spune pana, asta eu am spus-o. La câini mărișoară, la purcelă e mică, la cal e cea mai mare. La maimuță, Marius nu ține minte cum e, pentru că maimuța are popăneața roșie. Coada! Bravo, coada, sigur, sigur. Echipa galbenă are 1 punct. A fost greu? Am transpirat puțin. Ei bine, acum calmați-vă, ați trecut prima etapă. Atenție maximă la ecran, cuvântul pentru dumneavoastră. Pentru ce-i trebuie omului? Nu știu. Ei, nu știi, știi. Ce să facă? Din cap, să-ți de păr. Înseamnă niște oase, carne de la noi din cap acolo înăuntru, e sânge încă. Și vânecă de asta bastră care iese. Dar de ce avem noi nevoie? Că noi trebuie să fim tari, tari pe mâini.
ca să nu spitem tățură, tățură în jucările tare. Dar când noi sunt noi nici nu putem să o luăm, nici fărfărie, nică. Unde stau ei? Ia ca aici, eu sunt, ca aici, eu sunt pe dâns. În burtă. Sunt în, la spate. Unde anume? Aici, la spate. Nimeni n-a pantaloni, nimeni. Dar unde are el? În corp. În corp, da? Da.